Cel care a condus echipa la succes în acest final de sezon, moment senzațional cu Ioan Andone încercând să-l consoleze părintește pe jucătorul său. Sunt imagini care vor face istorie. Gabi Torge a jucat extraordinar și în acest meci a reușit din nou să marcheze împotriva Stelei, însă formația sa a fost învinsă. Părvoianu distrus, însă Torge este jucătorul cel mai afectat. Năloroiu a fost înconjurat de jucătorii steliști. Cine îl poate calma pe Gabi Torge? Sunt imagini cutremurătoare. Sucudean nu era născut când se jucase ultima finală între Steaua și Dinamo în Cupa României. Gabi Torge, cred că deja avem un sfert de oră de când Gabi Torge nu se poate opri din plâns. Acest sezon se încheie teribil de dezamăgitor pentru Dinamo, cu un loc 6 în campionat și cu această finală pierdută. Torge nu se mai poate opri.